Andrei Dăscălescu, bine ai venit la Conversații cu Rost. Salut! Bine, ne-am găsit în sfârșit. Exact, noroc cu gala premiilor Gopo, la care am văzut că sunteți nominalizați pentru cel mai bun documentar cu Holy Father, nu? Uh-huh. Ok. Păi multă baftă, ce să zic. Merci. Azi începe, nu? Da, da, diseară e gala, pentru asta am venit la București, da, pentru că am promis să am dat și un semn de... Mersi tare mult! Prima întrebare clasică pe care o pun tuturor celor care stau în scaunul din fața mea: a cui ești tu? Nu e așa, nu e o întrebare așa simplă pentru mine. A zice că al meu, că am crescut destul de independent, fără tată, cu o mamă bolnavă. M-am descurcat. Încă din clasa 8-a m-am dus la o preselecție la un radio local care urma să se înființeze în Piatra, fără să spun nimănui. Am și chestia asta de nu prea dau nici veștile bune, nici veștile proaste, nu prea le spun. Deci la vârsta la care în mod normal ieșeam în fața blocului să mă joc, eram în vacanța dinainte de clasa 8-a, eu m-am dus la o preselecție la radio. Și probabil am fost simpatic pentru curajul meu și m-au luat. N-am avut contract de muncă, n-am luat niciun ban cât am lucrat acolo, dar am lucrat la radio din vacanța de vară dinainte de clasa 8-a până am terminat liceu. Și ce ai făcut acolo? Mai ales la început, când te-au luat? Făceam emisiuni de radio, nu, vocea nu-mi trăda vârsta, deci eu aveam 14 ani, dar emisiunile le făceam ca un adult. Nu era o emisiune pentru copii, era o emisiune normală, cu informații, cu horoscop, cu concursuri. Ce fain! Da. Chiar mi-aduc aminte că la un moment dat aveam tot timpul chestia asta de a face mai mult și m-am dus eu la domnul director de la cinematograf. Pe vremea aia era un singur film pe săptămână care intra vinerea la cinematograf și ieșea joia. Și mă duceam în fiecare vineri după școală, mă duceam și vedeam filmul nou care a intrat și după aia sâmbătă, duminică, când aveam emisiunile, făceam concursuri și dădeam invitații. Și la un moment dat a câștigat o domnișoară care a zis că să merg cu ea. Ea probabil având o vârstă, nu știu, și eu având 14 ani și am răspunsul meu, asta a fost în direct, adică în direct mi-a zis că era invitație de două locuri și m-a întrebat că nu merg cu ea și am zis că cred că soția mea nu ar fi de acord. Deci mi-ascundeam vârsta și am dus-o așa, iar la finalul clasei a 8-a mi-am dat demisia. Pentru că am lucrat efectiv un an de zile, weekend de weekend, și n-am luat niciun ban. Și pentru că nu puteau să te plătească legal sau pentru că era foarte comod să... Era foarte comod să nu mă plătească. Ah, okay. Și am făcut un talk show. Era primul an cu examen de capacitate pe care eu îl dădeam. Dar am făcut un talk show în care eu vorbeam din perspectiva moderatorului adult. Aveam invitată o prietenă care era de seamă cu mine, dar ea vorbea din perspectiva elevului care urmează să dea examenul de capacitate. Și prin telefon intrau profesorii mei de la școală care vorbeau despre examen de capacitate, dar cărora le-am spus să nu divulge faptul că eu de fapt sunt elevul lor și eu urmează să dau examenul de capacitate. Hai, vreau să întreb dacă ei știau cu cine vorbesc sau... Nu. Și a fost așa un talk show de 2 ore și cu câte o melodie. A ieșit foarte bine. Greu. Greu, adică, na, invitat în studio, telefoane, în direct, și telefoanele pe care le dădeam eu la profesor, dar și telefoane care veneau de la ascultători. Și după aceea am prins așa tupeu și m-am dus la domnul patron și am zis, vă supărați, lucrez de un an. M-a felicitat, deci am intrat la el și el m-a felicitat, fără să zic eu nimic, și că ascultase. Și zis, nu vă supărați, dar lucrez de un an, nu credeți că ar fi cazul să mă și plătiți? Și a zis, hei, ești mic, ai de învățat, ți-am dat o șansă, ți-am dat ocazia, știi textele astea, că încă se folosesc și nu numai pentru tineri. Și am zis, bine, atunci a fost ultima mea emisiune. Deci, la 14 ani, eu mi-am dat demisia prima oară și m-am dus la radioul concurent, unde oamenii au fost surprinși să mă vadă.
tu ești Andrei? Și oase de 14 ani, dar mă știau, mă ascultaseră. Și atunci imediat am primit jobul și după aceea până la finalul liceului am fost și plătit. Fa! Da, deci sunt al meu. Că, na, nu, na, n-am cui altcuiva să mă atribui. Al naturii, poate, nu știu. Ce făceai înainte să te apuci de film? Prima dată când eu am auzit de tine a fost odată cu Constantin și Elena, parcă într-o altă viață. Dar înainte de aia, uite, ai fost la radio din clasa 8-a până la finalul liceului și înainte de aia ce ai făcut? Înainte de radio? Nu, înainte de Constantin și Elena. Nu, înainte de Constantin și Elena. Păi când am început să mă gândesc la ce facultate să dau, printre a 12-a, nu cred că mai devreme, am auzit că există la facultatea de film, la UNATC București, am auzit că există o secție care se cheamă Multimedia Sunet Montaj. Eu lucrând în radio în tot timpul ăsta, mi s-a părut că ar putea să fie ceva ce să mi se potrivească. Am aflat că oamenii care vor să dea la UNATC în general, vin și fac cursuri pregătitoare în anul dinaintea admiterii. Eu nu-mi permiteam, oricum lucram în fiecare weekend și nu mi-aș permis să vin de la Piatra Neamț la București. Așa că planul meu destul de matur, aș zice așa, retrospectiv, a fost că dau bacul, vin în București, mă angajez, nu avea cine să mă susțină, dau admitere ca să văd cum e admiterea, după care stau un an în București, lucrez, fac cursul pregătitor și dau admiterea și intru. Ăsta a fost planul. Deci eu nu aveam cum să am vreo speranță să intru, pentru că eu nu știam, nu aveam pe cine să întreb în ce constă examenul de admitere. Adică nu cunoșteam pe nimeni care să fie la facultatea asta, la secția asta și să îmi explice, să mă pregătească. Și am venit și am dat admiterea. 7 probe au fost. Deci o admitere destul de consistentă și era și concurență mare. Mai ții minte care erau probele? De curiozitate întreb. 7 mi se par multe. Da, erau 3 eliminatorii, cred că scrise. Aveai de analizat un film, știu că mi-a căzut Pădurea Spânzuraților, pe care îl văzusem pe VHS fără final. Cred că n-am căput finalul pe VHS, deci eu nu știam finalul de la Pădurea Spânzuraților, dar am scris foarte bine despre restul. Și după probele astea scrise, rămâneau foarte puțini și veneau probele practice. Și aveai, de exemplu, de recunoscut instrumente muzicale dintr-o bucată de muzică clasică. Aveai de memorat și refăcut un ritm din ăsta simplu, știi? De analizat o serie de fotografii pe care le vedeai doar câte o secundă, vreo 12 fotografii, și după aia trebuia să le reții și să găsești legături între ele, să vezi dacă a fost o serie cu cap și așa mai departe. De analizat o reclamă, o secvență de film și proba despre care se spunea că e cea mai grea era că trăgeai la sorți niște fotografii și printate, random, și trebuia să faci o poveste cu ele. Deci fotografiile alea erau cadrele filmului tău. Și nu aveai voie să ai alte cadre. Alea erau. Și tu trebuia să le pui într-o ordine și să le găsești o legătură în așa fel încât să creezi o poveste. Am dat admiterea asta, m-am descurcat mult mai bine decât mă așteptam, având în vedere că eram complet nepregătit, și am intrat la cu taxă. Which was ca și cum n-aș fi intrat. Și așa că planul practic a mers, doar că din cauza că aproape am intrat, adică că am intrat la cu taxă, n-am mai făcut în anul următor, n-am mai făcut cursurile pregătitoare, ci după aia am venit și am dat admiterea și am intrat. În timpul ăsta am lucrat așa, la Național TV, ca asistent de sunet, la Big Brother, ca sunetist, și la OTV, ca monteur. Wow. Deci lucram 3 joburi full-time, toate 3 erau full-time, deci eu teoretic... În paralel. Lucram 24 din 24 în paralel. Dar au fost experiențe foarte faine, toate 3, inclusiv OTV-ul. Deci pot să mă laud că am lucrat la OTV. Wow. Da, în garsonieră. Asta am făcut. După care am intrat la facultate, am continuat să lucrez la Național TV o vreme, după care...
un fost coleg de la Big Brother m-a chemat la BBC România, aveau un studio de radio care făcea știri în limba română. Am lucrat la BBC unde deja eram mult mai bine plătit, adică a fost un salt uriaș de nivel de trai, de la mâncat pâine și cartofi la, nu știu, permis și un parizer. Și după aceea o profesoară de la facultate m-a recomandat la producția filmului Tinerețe fără tinerețe a lui Francis Ford Coppola, care s-a făcut în România. Și eu, încă student fiind, practic am început să lucrez ca asistent de montaj la filmul lui Coppola, ceea ce a fost bine. După care am făcut Constantin și Elena, deci cam asta e pe scurt tot. Cum îți alegi subiectele pentru filmele tale, începând cu Constantin și Elena? Pentru că par niște subiecte foarte, în afară de Planeta Petrila, sunt niște subiecte foarte personale, foarte, nu știu, cu sufletul pus pe masă și deschis către publicul larg, ceea ce e foarte complicat. Eu cred că subiectul te alege pe tine ca regizor de documentar, sau cel puțin ca regizor așa cum mă consider eu. Constantin și Elena, asta e o poveste pe care am spus-o de foarte multe ori. N-a fost un film plănuit. Lucram la Coppola, câștigam foarte bine, mi-am cumpărat o cameră video, era prima mea cameră video. Am început să-mi filmez bunicii ca să exersez cu camera, ca să iau pe casetă, ca să le-am poveștile pe casetă, deci am făcut inclusiv interviuri cu ei. Dar mi-am dat seama că ei sunt foarte natural cu camera, probabil și pentru că eram eu cel care îi filma și nu mă luau în serios, erau obișnuiți că eu de obicei veneam cu aparatul foto, deodată am venit cu camera video, nu era mare lucru. Păreau foarte relaxați. Da, și mi-am dat seama că momentele astea de în care sunt ei între ei și le spuneam să nu mă bagi în seamă și chiar reușeau foarte bine și aveau dialogurile lor și momentele lor, mi-am dat seama că filmările astea sunt mai valoroase, mai pline de farmec decât interviurile. Eu pe vremea aia nu știam ce e filmul documentar. Adică, na, știam, eram student la film, dar nu eram pasionat sau nu urmăream film documentar în mod special. Și ușor, ușor mi-am dat seama că e potențial acolo și am ajuns să fac acest film. Deci n-a fost un film căutat. Eu n-am vrut să fiu regizor de film documentar. Eu am studiat sunet, montaj. Știam să fac sunet și montaj pentru filme. Dar îmi plăcea și foarte mult și fotografia și imaginea. După filmul ăsta, într-adevăr, a fost o căutare de subiect. Și a fost o perioadă foarte grea, pentru că să ai un prim film pe care l-ai făcut aproape din greșeală și care are foarte mare succes, aduce o mare responsabilitate. Eu doi ani de zile după ce am lansat Constantin și Elena, n-am făcut altceva decât să umblu prin festivaluri. Nu mai lucram. De când am început să lucrez la Coppola, n-am mai lucrat nici la BBC, la Național TV n-am mai lucrat de când am început să lucrez la BBC și deodată m-am trezit cu invitații peste invitații de la festivaluri din toată lumea, dar eu nu mai aveam bani, nu mai lucram. Aveam ceva economii de la Coppola care s-au dus ușor, ușor, dar am călătorit foarte mult. Asta a fost foarte fain. Deci Constantin și Elena a fost un film care a mers din Argentina până în Corea de Sud, Japonia, Statele Unite, Canada, nu mai zic peste tot prin Europa. Și eu cu el. Publicul fiind predominant români sau? Nu. De exemplu, în Corea de Sud nu cred că a fost vreun român în sală. Și câteva premii. Ideea că m-am trezit pe cap cu un film de succes și cu nevoia de a găsi un subiect pentru un al doilea film. Și au fost ani de zile, mulți ani de zile, în care am căutat acest subiect. Au fost subiecte de care m-am apucat. La unul am făcut documentare, cu unul am participat la concursul de scenarii HBO din cadrul TIFF și am fost finalist. La unul chiar am început să filmez și le-am abandonat. Pentru că, cred că, pentru mine, din perspectiva mea, cel mai important la un subiect e să te îndrăgostești de el. Deci asta cred că e condiția primordială. Ori dacă e ca la întâlniri, dacă ai ieșit la o cafea și ai mai ieșit și la un film și
nu e chimia acolo, înseamnă că mai bine renunți. Cam așa e și cu subiectele. Deci, n-am simțit. A fost, cred că, nu știu, vreo 4-5 subiecte pe care le-am abandonat în diverse stadii, până când am ajuns la Petrila, în 2013. Și acolo am simțit că pot face ceva care să fie al doilea meu film. Da, și Planeta Petrila a avut mare succes. E în continuare foarte cunoscut. Da, da. Ce te-a făcut să te îndrăgostești de subiectul ăsta? Unde s-a produs chimia? Au fost mai multe... M-am îndrăgostit de mai multe calități, ca să zic așa, ale Petrilei. Prima a fost Ion Barbu, pe care îl cunoscusem la Tășuleasa Social. Îl intervievasem într-un documentar pe care l-am făcut ca voluntar pentru Tășuleasa Social. Și stând la povești cu el, povestea de Petrila. Eu nu fusese niciodată în Valea Jiului, nu văzusem cum arată un oraș minier, ba chiar îmi imaginam că o mină de cărbune e o gaură în pământ. Și când am ajuns întâmplător, efectiv. Am avut o filmare undeva în zonă, urma Paștele, eram prea departe de Piatra Neamț ca să conduc până la Piatra Neamț și atunci l-am sunat pe Barbu și am zis să ieși la Petrila, că sunt în zonă și dacă mă primești de Paște. Și am mers de Paște la Petrila și chiar după Paște el organiza un workshop cu studenți la arhitectură și profesori la arhitectură, un workshop în care să propună scenarii de conversie pentru mina Petrila, care era în plan să se demoleze în următorii 3 ani, complet, să se ecologizeze. Asta era termenul foarte... foarte sinistru pentru a rade niște clădiri de pe suprafața pământului. Și m-a rugat dacă n-aș putea să mai stau să filmez, aveam la mine echipamentul, fusesem la filmare, să filmez, să fac un filmuleț despre acest workshop. Și am acceptat, am început să filmez în ideea de a face o chestie mică de pus pe YouTube și în săptămâna aia, întâmplându-se foarte multe lucruri și văzând un pic mai bine cum lucrează Barbu cu protestele lui super inedite și cu arta lui activistă, am zis că stai, poate nu e o idee bună să fac doar un filmuleț pentru YouTube, ci poate e următorul meu proiect aici. Deci m-am îndrăgostit pe de-o parte de Barbu, de felul lui de a protesta prin artă, prin happening-uri, dar am fost foarte impresionat și de peisajul industrial, adică mina Petrila, pe care mi-o imaginam o gaură și un turn eventual. Era o chestie, un mastodont cu o grămadă de structuri, o grămadă de clădiri, benzi rulante, suspendate peste tot, adică vizual m-a încântat foarte tare. Și orașul Petrila, care e cenușiu și așa un pic post-apocaliptic, dar în care din loc în loc străluceau intervențiile lui Ion Barbu, adică lucruri foarte colorate, pictate sau scrise. Deci era un contrast foarte, foarte ofertant din punct de vedere vizual și filmic. Da, mi-a luat o vreme, deci nu am zis imediat că ăsta va fi următorul film, mi-a luat o vreme, dar na, până la urmă ăla a fost. Deci din mai 2013, atunci a fost prima vizită și filmul a fost lansat în noiembrie 2016 în Amsterdam. Ai lucrat o grămadă. Cam asta e media, 4 ani la toate filmele mele. Cine zice că e ușor să faci un film 3, documentar? Toate 3, așa multe. Cine? Unul bun. Na, sunt regizori care fac câte 3 pe an. Nu vreau să dau nume. Am 2 în minte, dar... Nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. Pentru mine, filmul documentar, în primul rând, trebuie să fie cinema. Deci nu e un reportaj, e cinema. Trebuie să ți-l imaginezi văzut în cinematograf și să funcționeze. Nu înseamnă neapărat că trebuie să ajungă în cinematograf, dar trebuie să fie cinema. După care trebuie să arate lucruri care se întâmplă. Ori, pentru asta trebuie să ai răbdare, trebuie să stai într-un loc sau cu un personaj sau trebuie să ai o evoluție, trebuie să surprinzi momente de criză, momente de bucurie, trebuie să vezi o felie de viață relevantă. Sigur, poți face un film documentar excelent despre, nu știu, un eveniment care se întâmplă într-o singură zi.
ok, am văzut documentare foarte bune despre un ultramaraton, de exemplu, care e o zi, sau mă rog, două zile, nu știu cât durează. Dar stilul meu de film documentar e ăsta, în care găsesc un subiect, mă îndrăgostesc de el și îmi petrec câțiva ani din viață foarte aproape de subiectul respectiv. Și ultimul, Holy Father, care ești acum și la GoPro. Da, Holy Father... Și pe care l-ai lăsat în pandemie. Da, asta a fost ghinionul, dar Holy Father a fost ca o întoarcere la Constantin și Elena. E un film care s-a întâmplat, nu l-am căutat. Aveam încă proiecție cu Planeta Petrila când a venit vestea că voi deveni tată. Și odată cu vestea asta, aproape odată cu vestea, a venit și ideea de a face acest film, de a documenta perioada de la testul de sarcină, pe care întâmplător l-am filmat, până la naștere. Cam asta a fost ideea. Deci e un film filmat 8 luni, nu 4 ani, dar e montat încă 2-3 ani, adică tot cam la 4 ani am ajuns cu durata de a face filmul de la A la Z. Ești un roller coaster de emoții, filmul ăsta. E un roller coaster de emoții pentru că așa e perioada aia. Eu încă de la primul meu film, chiar dacă n-a fost plănuit și mai degrabă a fost o chestie găsită pe moment, am vrut să dau în forma filmului, am vrut să dau o legătură cu conținutul. Și nu știu dacă ai remarcat, dar la Constantin și Elena nu există mișcări de cameră. Toate cadrele sunt fixe, personajele se mișcă prin cadru, nu există nicio panoramare, nicio mișcare de cameră, niciun zoom. Acum că zici? Da. Da. Și de ce am ales să fac asta? Pentru că mi se pare că universul ăla al lor nu trebuie perturbat. Iar medierea asta între personaje, bunicii mei, Constantin și Elena, și spectator, e făcută mult mai direct, fără mișcări de cameră. Pentru că eu nu spun spectatorului, acum uită-te la ochii ei care sunt înlăcrimați, pentru că el a pomenit despre căsătorie lor din urmă cu 56 de ani. E un cadru fix în care spectatorul e ca și cum ar sta pe scaun și, având ecranul în față, se poate uita la covorul de pe perete, la ce face bunicul, la ce face bunica, la pisică. E o pisică care apare în tot filmul, Constantin și Elena, care de fapt e pisica mea și care face și ea un rol acolo, adică apare fix când trebuie, iese fix când trebuie, e incredibil. Dar a fost o alegere stilistică care are o filozofie legată de conținut în spate și mie mi se pare că asta contribuie, chiar dacă, uite, tu nu ți-ai dat seama. Nu, acum că mi-ai zis... Deci chiar dacă spectatorul nu-și dă seama, dar eu așa cred că faptul că îl lasă să uite unde vrea el și nu învârt camera după personaje, îl face să fie mai acolo, mai în spațiul ăla. Și înțeleg că a fost o decizie pe care ai luat-o de la început. A fost tot așa... Sau te-ai prins pe parcurs că așa ar trebui să meargă... Da, m-am prins pe parcurs, adică cum s-a născut și ideea filmului pe parcurs, cam așa a venit și asta. După care la Planeta Petrila am vrut ca forma filmului să împrumute un pic din originalitatea, din playfulness-ul lui Ion Barbu. Și acolo sunt două filme diferite. Deci tot ce este filmat la mine este filmat exact ca la Constantin și Elena, fără mișcări de cameră, cu imagini compuse frumos, fotografic și fără mișcări. În schimb, la Barbu, camera e pe monopied sau în mână, e mult mai mișcată, mult mai jucăușă, îl urmărește și sunt și momente absolut regizate în mod evident când el trece prin fața zidurilor și alte asemenea. Deci sunt două filme acolo, dar fiecare cu stilul lui, dar conștient diferențiat și puse la oaltă. Iar la Holy Father sunt eu în spatele camerei, sunt personaj eu prin intermediul camerei
Iar faptul că îmi spui că e un roller coaster de emoții, mă bucură foarte tare, pentru că am vrut să transmit prin filmul ăsta sentimentele pe care le-am avut în timp ce filmam. Ți-a ieșit. Și cred că asta ar trebui să fie un țel de sus al documentariștilor și cred că asta, de exemplu, nu o poți face când faci 3 filme pe an. Așa mă gândesc eu. Eu îmi doresc să transmit emoție, poate chiar emoțiile mele, dar ideal ar fi să-ți creezi ție propriile emoții care să fie pe undeva tangente cu ale mele, ca să poți să empatizezi. M-am uitat un pic la public în momentul în care a avut loc premiera deasupra de Teatrul Național și nu că toți plângeau, că fiecare au trăit emoțiile cum... Na, le-au trăit fiecare. Dar toți erau acolo. Toți erau în film. Nu era plictiseală, nu era cât mai durează, nu era mai mi-au un pahar de vin de nu știu unde, erau acolo, de la capăt la coadă. Se mai spărgea cât un pahar din când în când. Acum, dar e mare lucru să reușești să ții pe toată perioada unui film, documentar, pe toată lumea în priză. Când am avut premiera la Constantin și Elena la Amsterdam, eram înghețat de frică. Deci eu, filmul ăla, înainte de premieră, îl văzusem doar eu și coproducătorul meu spaniol, cu care am montat în ultima, chiar înainte de festival. Deci eu la festival am scris un rough cut, care n-avea structura finală nici măcar pe aproape. El a fost selectat și după aceea m-am dus la Madrid să lucrez cu coproducătorul, pentru că aveam nevoie de o altă părere. Nu am lucrat cu nimeni la film, deci el a fost un film făcut 100% de mine, de la regie și filmare până la montaj, și nu văzuse nimeni filmul. Și eu efectiv habar nu aveam dacă filmul meu e bun sau nu, dacă publicul o să-l accepte sau nu, dacă e o porcărie sau am reușit să fac ceva bun. Și eram înghețat de frică. Era aici foarte subiectiv. Eram foarte subiectiv, era primul film, primul documentar, eu studiasem montajul, habar n-aveam dacă am făcut ceva bun sau nu. Am zis 3 vorbe acolo înainte de proiecție, eram, cred că, în altă lume. Și după aceea când am făcut ce ai spus tu, am stat și m-am uitat la public și când am văzut că publicul râde și se emoționează și că filmul funcționează, m-am relaxat complet și am zis, băi, cred că am făcut o treabă bună. Planeta Petrila a fost primit în foarte multe locuri unde a fost proiectat filmul și eu ca un rockstar. Deci Planeta Petrila e un rockstar. Adică oamenii chiuie la sfârșit, la aplauze, știi? Nu e o chestie de aia de neapărat de emoție, cum e Constantin Șelen sau Holy Father, dar e un sentiment de empowering acolo, de luptă cu sistemul, de care funcționează și ăla foarte bine. La Holy Father lucrurile au fost un pic mai așezate. Eu am tot zis că dacă Holy Father ar fi fost primul meu film, ar fi fost un film ratat. Granița dintre a face un film cu care spectatorul să empatizeze și a face o chestie auto-idolatrizantă sau autoterapie sau așa, e foarte sensibilă. Dar cu experiența acumulată, eu am considerat că în momentul în care am făcut Holy Father, eu am jucat rolul ăsta dual, adică eu am fost regizorul de film documentar, deja profesionist care face un film, și am fost în același timp fiul care se pregătește să devină tată. Și echilibru între astea l-am ținut cât am putut în mână, cu ajutor mai mult din exterior, adică aici a contribuit foarte mult și producătoarea filmului, Anda Ionescu, care a văzut toate versiunile și a fost implicată și creativ. M-am întors la coproducătorul de la Constantin și Elena, Roberto Blat, între timp pensionat, devenit scriitor, care a fost și el story advisor la Holy Father. Am făcut test screenings, am arătat filmul cu mari emoții, l-am arătat surorii mele, care are o relație mai bună cu tatăl meu, l-am arătat unui preot, l-am arătat unor oameni care
sunt anti-biserică, anti-religie, cel puțin în sens convențional. Deci a fost mult mai căutat și mult mai profesionist făcut decât celelalte două filme, astfel încât să transmită ce trebuie, fără să cadă în vreo extremă sau alta, adică ori în extrema de a părea autoterapie sau de a fi o privire prea voyeuristică în sânul familiei mele, sau cealaltă extremă de a fi prea superficial și a nu atinge pe nimeni. Și cred că e undeva la mijloc unde trebuie să fie. Înainte de a începe facerea unui astfel de film, ai un scenariu în minte, un fir epic pe care vrei să-l urmezi sau pe care l-ai în cap? Acum, fiind vorba de un film documentar care urmărește evenimente sau situații pe parcursul unor ani, cum a fost în cazul Constantin și Elena sau Planeta Petrila, sau 8 luni, cum a fost la Holy Father, nu prea poți să știi ce o să se întâmple. Numai că te obligă workshopurile și finanțările să ai un scenariu. Și atunci, da, întotdeauna am descris ori 2-3 pagini de pitch, ori în cazul aplicației la CNC chiar un scenariu, ca la ficțiune. Și atunci stai și îți imaginezi ce o să se întâmple. Dacă deja ai filmat ceva, e mai ușor, folosești lucruri de acolo și îți imaginezi ce o să se mai întâmple mai departe. Deci îți faci un scenariu care are sau nu are legătură cu realitatea. Uh-huh. Pot să-ți spun că la Planeta Petrila îmi imaginam că finalul filmului va fi cu demolări. Deci eu nu am prevăzut finalul fericit la Planeta Petrila. Nu am crezut că ei vor reuși să oprească demolările. Și atunci îmi imaginam secvență în care Barbu stă pe margine și se uită la ultima clădire demolată, cum e demolată. Asta am scris în scenariu. Din fericire nu s-a întâmplat așa, clădirile au fost salvate, și ceea ce e și mai bine pentru clădire, evident, dar chiar și pentru film. Pentru că atunci ar fi lipsit chestia de empowering, ar fi fost o luptă cu sistemul pierdută, pe când așa e o luptă cu sistemul câștigată și filmul deodată e mult mai valoros. Dar ar fi fost, deci eu l-am făcut, crezând că o să fie finalul trist. Scenariul ăsta ajută, deci chiar dacă se întâmplă lucruri care n-au nicio legătură cu scenariu, faptul că ai un plan te ajută. Eu asta sfătuiesc și studenții când merg la filmare. Trebuie să ai un plan. Chiar dacă odată ajuns acolo îți dai seama că planul ăla e complet pe lângă realitate, faptul că ai un plan te ajută să te repoziționezi mult mai rapid. Dacă te duci deja panicat că n-ai niciun plan și acolo oricum trebuie să te adaptezi, e mult mai greu. Și atunci, de fapt, a început să-mi placă. Prima oară când am aplicat la CNC, la Planeta Petrila, mi s-a părut o corvadă că trebuie să scriu un scenariu, mi s-a părut o prostie că trebuie să scriu un scenariu de film documentar în condițiile în care eu încă n-am filmat respectivul film. Dar acum la Holy Father și am mai aplicat cu un proiect despre care cred că vei vrea să vorbim, chiar mi-a făcut plăcere să scriu scenariu, pentru că da, îmi imaginez, nu știu dacă așa o să fie, dar mă ajută să pun un pic de structură în ceea ce urmează. Următoarea întrebare era legată de și la ce lucrezi acum, dar înainte de asta m-am uitat pe Facebook la tine și de obicei mă uit să văd care e rolurile prin care a trecut invitatul, cum a evoluat povestea lui și așa mai departe. E prima dată când am văzut ceva diferit. Și spune așa, Master and Servant la Film Lab, Grandchild la Constantin și Elena, Assistant Professor la Facultatea de Teatru și Film din Cluj, Father la Holy Father, Miner la Planeta Petrila, Voluntar la Tășuleasa Social, și Big Boss la Filmul de Piatră. Asta mi-a plăcut maxim.
Ce înseamnă Big Boss la filmul de piatră? Nu pot să nu întreb. Înseamnă că eu am inventat festivalul, am venit cu ideea în 2008 și am făcut prima ediție în primul weekend din 2009, deci mie îmi place să zic că din 2008 există festival. Și nu, e festivalul pe care îl păstoresc și îl organizez an de an. Anul ăsta va fi a 14-a ediție, deci e cel mai de lungă durată proiect al meu. Început culmea, odată în 2008 când a avut și premiera Constantin și Elena, când am terminat și facultatea și când și terminasem lucrul la Coppola, adică nu îmi dau seama cum puteam să fac atâtea lucruri deodată. Cred că eram ceva mai tânăr și mai în putere. Acum le iau pe rând deja. La ce lucrezi acum? Filmul despre care am menționat că i-am scris scenariu și am aplicat cu el la CNC și încă nu avem rezultatele, este despre prietenul nostru comun, Radu Păltineanu, despre călătoria lui cu bicicleta prin Americi. Eu cred că pe mine m-a fascinat aventura asta lui pentru că o fac mai mulți oameni sau alți oameni fac aventuri și mai mari, dar pentru că el a pornit dintr-o dezamăgire în dragoste, în familie, a pornit la drum pentru că nu știa ce altceva să pornească și atunci s-a pus pe pedalat. Și mai mult decât atât, călătoria care trebuia să dureze 9 luni a durat 3 ani jumate tocmai pentru că el nu știa ce să facă după. Adică tu pornești, vrei să traversezi Americile de la nord la sud, calculezi că ți-a 9 luni și după ce ai făcut aproape jumate din drum prin America de Nord, îți dai seama că nu vrei să se termine, pentru că se va termina și te va lăsa în punctul din care ai plecat, dezorientat și fără să știi ce să faci. Și atunci partea asta emoțională, sensibilă din călătoria lui Radu e ceea ce m-a fascinat. Plus faptul că el, din punctul meu de vedere, sper să nu te superi că ești prieten cu el, el mi se pare un complet anti-erou. Adică m-am uitat la filme de aventură, de călătorii, toți se văd așa ca niște mari eroi care fie doar străbat kilometri, mii de kilometri, fie o fac și pentru a salva vreo școală sau a construi, a strânge bani și așa mai departe. Pe când Radu o face ca să se găsească pe el, din punctul meu de vedere, și mi se pare că mai e și foarte antipatic pe alocuri. Adică el, intervențiile de pe drum pe care și le filmează singur, zici că e un reporter la Antena 3. Adică el dă fun facts despre drumul pe care merge, regiunea geografică, faună și floră. Și cred că challenge-ul, pentru că trebuie să fie și un challenge ca să-mi placă, challenge-ul filmului ăstuia, dacă îl voi face, dacă va primi finanțare, va fi de a te lovi cu cât de antipatic și antierou este Radu la începutul filmului și pe parcursul celor 90 de minute sau cât or fi, sau poate va fi o serie, să-ți devină mai mult decât simpatic. Eu așa am pățit. Din nou, vezi, e ca la ce vorbeam mai devreme. E sentimentul pe care eu l-am simțit, vreau să-l transmit spectatorului. Eu când l-am cunoscut pe Radu, mă enerva, cum să zic, vorbea foarte tare, îmi venea să-i zic, băi omule, eu eram în birou la mine și el vorbea cu alți oameni în birou, că eram în spațiu de coworking din Piatra Neamț, unde am eu birou. Și nu puteam să lucrez nimic cât era Radu acolo, pentru că el vorbea foarte tare și vreau să mă duc să-i zic, băi, mai taci odată, du-te afară. După care, auzindu-i poveștile, mă uitam așa, tu, tipul ăsta ascund și antipatic, tu ai făcut asta? După care l-am ajutat să-și recupereze filmările care erau sechestrate de un prieten de-al lui din Canada și am început să mă uit la filmări și la fel, când am văzut cum prezintă fun facts despre drum, mi-am pus mâinile în cap, am zis, aoleu, ce-i asta? Dar după aia când îl văd plouat, mușcat de țânțari, înnoroit și vai de capul lui, na, îmi devine simpatic. Și peste toate astea vine latura asta filozofică a căutării de sine, a drumului care contează mai mult decât destinația. Și atunci
na, consider că e un film care merită făcut și care, pe care merită să-l fac eu, pentru că dacă l-ar face altcineva, ar putea să fie doar un montaj de momentele cele mai bune din ce a filmat el. Eu aș vrea să fac un pic mai mult, adică să mergem în câteva locuri, să facem reconstituiri pentru poveștile care sunt foarte interesante, dar nu există filmate, pentru că, de exemplu, a fost jefuit de vreo 5 ori și atunci, evident, că astea nu există filmate. Și atunci să el să spună poveștile și să fie, să vedem din filmările lui de acolo, alea originale, plus reconstituiri filmate. Ar fi și un film foarte fun de făcut, pentru că ar însemna să mergem în niște locuri, foarte, niște locuri foarte, foarte faine din America de Sud și America de Nord, să angajăm acolo echipe locale care să filmeze și să... Na, ar fi foarte fun. Și foarte greu. Și foarte scump. De aceea am aplicat la CNC. Poate până se difuzează podcastul știm și rezultatul. Da, și până se întoarce Radu din Australia mai durează o vreme. Din nou, Radu, nu știi, știi când pleacă, nu știi când se întoarce. Știi foarte bine că de fapt am plecat împreună în Noua Zeelandă pentru 2 săptămâni. Da, și încă e și am trecut 2 ani și el e încă pe drumuri. De altfel, de fapt tu știi, dar pot să spun și povestea asta, că mi se pare faină că ne vorbeam despre a face filmul ăsta și el urma să plece a doua zi în Noua Zeelandă și am pregătit acolo la birou la noi un studio, așa cam cum e aici, cu bicicleta lui pusă în background, am pus luminile și urma să ne întâlnim seara să facem un interviu din care eu să pot să montez un teaser pentru proiectul lui. Știind că o să plece în Noua Zeelandă, vreau să, ca în timpul ăla când el e plecat, să fac un teaser. Și am pregătit noi studio, urma să ne revedem pe seară și după ce am plecat de la birou, m-a sunat și mi-a zis că s-a retras cineva de frica COVID-ului și dacă nu vreau eu să vin. Și n-am mai filmat interviu pentru că am mers și eu în Noua Zeelandă. Și am zis că las că îl filmăm când ne întoarcem. Iată că asta au trecut 2 ani și ceva și n-am mai avut ocazia să-l prind. Na, dar ăsta este unul dintre proiectele viitoare. Mai este unul cu pandemia. A fost un proiect foarte fain de făcut. Când m-am întors din Noua Zeelandă, mi-a venit ideea. Am stat un pic în izolare, într-o garsonieră. Am ținut cursuri cu studenții și evident că primele discuții au fost ok, voi cum vă descurcați, că eram în lockdown. Și povestind fiecare elemente din astea de cum îmi fac cumpărăturile, cum îmi las pantofii la ușă, cum șterg cumpărăturile cu alcool, cu țuică, că nu se găsea spirit. Am venit cu ideea de a face un proiect colectiv cu lockdown-ul. Inițial am vrut să fie un proiect cu studenții, după care mi-am dat seama că e o idee care ar putea funcționa și am publicat-o pe Facebook și am strâns mai mulți oameni care au făcut jurnale video în timpul lockdown-ului. A fost foarte fun de făcut pentru că nu a fost ca și cum eu le-am zis fă un jurnal video și gata, ci aproape zilnic vorbeam cu fiecare dintre ei și le spuneam dacă e bine ce a făcut, cum a făcut și ce să facă mai departe. Adică există un numitor comun al tuturor jurnalelor. Adică le-am spus, de exemplu, la un moment dat, așa e o secvență meta, urma să vorbesc la Radio România Cultural despre proiect și le-am spus tuturor să asculte și să se filmeze în timp ce mă ascultă pe mine vorbind despre proiectul cu ei la Radio România Cultural. Și atunci imaginează secvența asta în care eu practic explic proiectul, dar tu vezi 20 de oameni diferiți ascultându-mă pe mine explicând proiectul și comentând. Ce mișto! Da, și pentru unii proiectul a fost foarte important pentru că am și cupluri, am și familie, dar am și câțiva oameni care au fost singuri în lockdown și a devenit un fel de terapie faptul că se filmau și faptul că vorbeau cu mine, că se auzeau cu mine. Și pentru mine la fel, deci proiectul ăsta m-a ajutat să nu iau razna în lockdown.
După care ar fi trebuit să mă apuc de montat și efectiv, pentru că pandemia a continuat, nu am avut chef. Și aici putem începe o discuție mai largă, în artă, sorry, trebuie cheful să ai colear. Chef. Trebuie să ai chef. Și nu numai în artă. Și atunci e un proiect care momentan e abandonat. Dar... E la stadiu de montaj sau? Nu, n-am început montaj. Ok. E la stadiu de material adunat. Cred că ar trebui să-mi pun un snooze, nu știu, poate peste 2-3 ani, și să lansăm filmul, nu știu, la 10 ani de la lockdown sau o chestie din asta. Pentru că în moment, până acum a fost pandemie, sau eu sper că pot să zic că a fost, să nu greșesc, și eu, dacă eu n-am avut chef să montez filmul, cred că nici spectatorii n-ar avea chef să-l vadă. Pentru că a fost pandemie. Nu vrei să vezi cum e în pandemie când ești încă în pandemie. Da, încă e proaspăt. Iar acum că s-a terminat, sper, din nou e prea proaspăt. Adică vreau să uit în momentul ăsta. Nu vreau să-mi aduc aminte cum a fost. Cât de nebune am fost în primele două luni din pandemie, din martie, aprilie. Ce înseamnă să nu fii informat, să nu știi ce se întâmplă, da. Ce se poate face. Deci am fost nebun cu toții, dacă da. Stai și te gândești. Și atunci cred că e un film pe care sper să am puterea să-l scot din dulap peste câțiva ani, să-l fac și să fie un moment în care să ne uităm cu amuzament la trecutul prin care am trecut. Deci am două proiecte viitoare, ăsta la dulap pentru încă o perioadă, iar proiectul cu Radu cu bicicleta în proces de finanțare, sper. Cum îți câștigi existența? Cum arată viața unui om care dacă se ocupă, este cel mai bine spus, da, în lipsa unui alt, unei alte abordări, hai să o luăm așa. Cum îți câștigi existența ca documentarist, nu știu dacă e cea mai potrivită formulă, pentru că mai ales în momentul în care filmezi sau îți ia 3-4 ani ca să lansezi un film, nu sunt filme care să producă încasări de milioane de dolari, să te îmbogățești de pe urma lor, alt este scopul cu care faci filmele astea, dar între timp ai o viață, ai o familie, ai un copil de crescut, ai facturi de plătit. Da, nu e simplu, dar eu sunt un pic privilegiat aici. Când am făcut Constantin și Elena, l-am făcut practic pe banii mei. Am avut acest coproducător spaniol care a avut o contribuție în bani care era necesară pentru a duce filmul la final. Și după aia a fost o perioadă, cum am mai zis, în care am umblat prin festivalul și n-aveam bani. Și a fost o perioadă în care lumea nu m-a mai căutat pentru joburi de sunet și montaj, pentru că deodată eram regizor. Deci cumva am rămas între lumi și o vreme mi-a fost destul de greu. Până când am început să lucrez proiecte comerciale, documentare. Documentare corporate, le zic eu. Am făcut nu foarte multe, am făcut câteva așa de-a lungul anilor, dar le-am făcut cu drag, le-am tratat ca pe proiecte artistice. Și așa am făcut bani să supraviețuiesc până la Planeta Petrila. Planeta Petrila am avut norocul să fie un film care a fost chiar primul film documentar românesc care a avut și coproducție HBO și finanțare CNC. Erau niște lucruri în niște termeni în contractul cu CNC-ul care practic nu permiteau să accesez ambele surse de finanțare, deci dacă era coprodus de HBO nu mai puteai să-l faci cu CNC-ul, dacă era făcut cu CNC-ul nu mai puteai să coproduci cu HBO-ul. Producătoarea mea de atunci, Ana Maria Antoci, a reușit să lupte și să schimbe termenii aia și a fost chiar primul film care a avut și coproducția HBO și finanțarea CNC, după care a deschis calea pentru foarte multe altele. Și atunci am fost plătit pentru munca mea. Și asta a fost deodată încă o mare schimbare în viața mea, în care mi-am permis să mă pot concentra numai pe a face acest film.
Și la Holy Father s-a repetat acest scenariu foarte pozitiv. E și Holy Father e făcut cu bani de la CNC și cu coproducție de la HBO. Cu o mică mențiune că la Holy Father, la prima sesiune CNC la care am participat, am fost pe un dezonorant loc 23, practic printre ultimele proiecte, și n-am luat finanțare, după care am aplicat la sesiunea următoare și am luat. Asta nu e ușor. Deloc. Sunt foarte puțini bani, mai ales pentru filmul documentar, sunt foarte puține sesiuni de finanțare, ar trebui să fie două pe an, abia dacă se face una. Și banii se dau în ordinea punctajului, adică primul clasat ia câți bani a cerut și următorii iau sume mai mici până se termină suma. Deci nu e un număr de proiecte finanțate, ci o sumă. Deci dacă primul clasat a cerut foarte mulți bani, ia suma pe care a cerut-o. Și atunci mai încap foarte puține filme care să fie finanțate. Na, nu e cel mai bun sistem, dar e greu să ai cel mai bun sistem. Deci nu condamn neapărat sistemul, doar că na, ar trebui... Problema e la cei care cer. Că m-am uitat pe sesiune de finanțare, mai ales din anii în care am fost și eu, din anul în care eu n-am luat și... Sunt o grămadă de filme acolo despre care n-am mai auzit nimeni, adică nu știu, nu s-au mai făcut sau s-au făcut, dar au rămas obscure cu sume foarte mari de bani. Întrebam pentru că imaginez că e destul de complicat să te concentrezi pe realizarea unui film documentar în felul în care îl faci tu și în același timp să-ți bați capul să-ți câștigi existența pentru cele lumești, ca să zic așa. Da, mai am un salariu de profesor care e foarte mic, toate salariile de profesori, dar sunt și aia niște bani care intră acolo lună de lună. Sunt perioade acum, de exemplu, pe începutul anului, la un moment dat eu sunt pe prepay, pe cartelă, și n-aveam bani n-aveam 4 euro pe niciun card, pe niciun cont, n-aveam 4 euro să-mi încarc cartelă. Sunt perioade și perioade. Asta pot să zic că e dezavantajul, că atunci când ai un proiect, o duci foarte bine. Când se termină banii aia, dacă nu vine alt proiect... Mai complicat. Deci nu ai un venit stabil care să-ți asigure o siguranță, dar pe de altă parte ai libertatea de a pleca în vacanță oricând vrei, de a pleca într-o aventură, de a-ți căuta un subiect. Și mai e o chestie... De obicei banii la film documentar vin foarte târziu. Adică și la Planeta Petrila și la Holy Father am primit primii bani când filmele erau aproape finalizate. Deci durează foarte mult toată birocrația, tot semnarea contractului și așa mai departe. Adică și HBO și CNC-ul au venit foarte târziu și atunci tu trebuie să investești de la tine, practic. Adică mare parte din filmări sunt făcute fără buget, din păcate. Se simte în calitatea filmului? Se simte în calitatea filmului, pentru că Planeta Petrila, de exemplu, e filmat în mare parte cu un Canon 6D, aparatul meu pe care l-aveam. Adică nu mi-am permis să îmi cumpăr ceva mai bun sau să închiriez ceva mai bun, pentru că nu a fost buget în momentul ăla. Și a venit bugetul când eram în postproducție și atunci s-au dus foarte mulți bani pe postproducție. Are un sunet foarte bun, filmul are imagine, corecții de culoare făcute foarte bine, dar imaginea în sine vine de la o cameră foarte proastă. Dacă ar fi fost banii de la început, ar fi putut să arate altfel. Dar ăsta e și motivul pentru care, sau unul dintre motivele pentru care eu lucrez singur. Pentru că pentru mine e ok să-mi dedic un an, doi din viață făcând un proiect în speranța că îl voi finanța, dar să mai implic pe cineva în asta mi-ar fi foarte greu. Adică ori ar trebui să mă îndatorez eu la nesfârșit în ideea, să te conving pe tine să vii cu mine să facem proiectul în ideea că poate vei fi plătit, ceea ce nu cred că ți-ar conveni. Adică eu sunt ok că e timpul meu, proiectul meu, dar Corect. Pe tine mi-ar fi greu să te conving. Ori să te plătesc și atunci de unde, știi? Și după aia dacă eu nu reușesc să finanțez, ok, am pierdut 2 ani din viața mea, dar nu ți-am pierdut și pe ai tăi.
De asta, la film documentar, lucrurile sunt un pic mai simple, pentru că poți să investești, poți să faci tu de capul tău până în punctul în care să finanțezi la ficțiune, nu e posibil. De ce ești și profesor? De ce te-ai dus în direcția aia? Am fost invitat. Sunt ceea ce se numește cadru didactic asociat sau lector asociat. Pentru că e nevoie de profesioniști în domeniu și există derogarea asta, deci eu nu am doctorat făcut sau nu respect regulile alea foarte stricte pentru a fi cadru didactic, pentru că există derogarea asta de a aduce profesioniști în domeniu cu contracte pe perioadă limitată, deci am contracte doar pe un an și am fost invitat. Îmi face plăcere, e un contact cu realitatea. Eu care lucrez singur, nu mă întâlnesc cu multă lume și atunci lucrul cu studenții îmi face foarte mare plăcere, tocmai pentru că mai văd și eu care sunt preocupările, ce se întâmplă în viețile unor tineri și așa mai departe. Adică e ancora mea în lumea reală. Și sunt studenți care sunt interesați de subiecte de genul ăsta, nu neapărat de film documentar, dar care chiar vor să vină cu ceva valoros. Eu predau și la... Există și un master de film documentar, unde anul ăsta am predat exclusiv la master și atunci, e clar că oamenii sunt interesați. Dar și studenții la licență. Evident, tot timpul, cred că așa, asta poate să spună orice cadru didactic, ai și... Ai și multe dezamăgiri, ai parte de multe dezamăgiri, dar ai și studenții aia care te motivează să mergi mai departe pentru că vezi că ai contat foarte mult, că faptul că te-au cunoscut a contat foarte mult pentru ei și pentru cum s-au dezvoltat ei și pentru ce filme au făcut ei. Cam așa e. Nu sunt atât de bătrân, dar îmi vine să zic că pe vremea mea noi eram mai serioși un pic la școală. Chiar dacă lipseam, și de obicei lipseam pentru că eram implicați în proiectele colegilor sau, în cazul meu, că și lucram, chiar dacă lipseam, ne făceam temele cu sfințenie, ne făceam filmele de examen, ne făceam și lucrările teoretice, chiar dacă le mai plagiam, le mai fușăream. În ziua de azi mi se pare că e un pic mai... atmosfera e mai delăsătoare. Și am avut și probleme de genul, m-am supărat, am pus 3 la toată clasa și ei s-au plâns la decan. Chestia asta cu drepturile versus obligațiile, eu cred că e un pic prost înțeleasă de către studenți. Adică deodată s-au trezit că au drepturi și cam uită de obligații. Și au găsit un inamic comun. Da. Când de fapt ar trebui să fie un prieten spre un scop comun. Nu trebuie să cauți inamici. Rezonez cu poveștile astea. Mersi tare mult pentru capitolul ăsta legat de film. Aproape de încheiere, nu pot să nu deschid și subiectul Ucraina. Asta și pentru că imediat ce a început nebunia acolo, cel puțin din de unde stau eu, ai fost printre primii care erau la graniță. Cel puțin din ce am văzut eu în universul meu. O fi fost și alții, bineînțeles că au fost. Eu pe tine te-am văzut. Păi am fost a doua zi la graniță, deci războiul a început joi dimineața, pe 24 și pe 25 eram în Vama Siret. N-am avut liniște, deci când m-am trezit și am citit știrile, m-am îngrozit efectiv și ziua aia n-am putut să fac nimic din ce îmi propusesem și aveam și un cățeluș în casă pe care îl salvasem, am și 2 pisici ale mele și un peștișor și un copil de 4 ani, că altfel probabil aș fi plecat încă din prima zi. Dar am organizat pe a doua zi, am dus câinele la un medic veterinar, am lăsat pisicile singure, am lăsat copilul la rude, chiar am uitat peștișorul în casă și am rugat după aia rudele să se ducă să ia peștișorul și am plecat în vamă, pentru că nu am putut să stau deoparte, mi s-a părut atât de incredibil și de
nedrept ce se întâmplă, încât am vrut să ajut. Și am petrecut vreo 4 zile în total în vamă. Am, zic eu că am ajutat, am făcut o mică diferență. Na, din păcate nu o să poți niciodată ca om sau chiar și ca ONG mic, nu o să poți face o diferență mare. Dar cred că am făcut o mică diferență, am ajutat câteva familii să își găsească un acoperiș în Siret, în Suceava și în Piatra Neamț. Am organizat transporturi. Na, au fost câteva zile foarte grele în care am făcut și fotografii. Vreau să zic că am primit foarte multe oferte de a face conținut video și am refuzat. Am spus că eu sunt aici să ajut, nu sunt să fac conținut video. Fotografiile fiind mult mai ușor de făcut și procesat repede și postat decât videourile. Dar în urma fotografiilor care, fiind, cum ai zis și tu, printre primele, au devenit virale, am fost contactat de un ONG din Germania, Israel Germany, care mi-au propus să fiu omul lor în teren și cu care după aceea am organizat transporturi în Ucraina. Am fost de 8 ori într-o lună și jumătate. Cel mai departe am fost în Kamianets-Podilski, un oraș la 120 de kilometri de graniță, unde am fost de 2 ori. Altfel am fost în Cernăuți și în zona din jurul Cernăuțului, în diverse sate. Am simțit că care sens ce fac. Am pus toate proiectele de film pe hold, chiar și pe cele comerciale, adică am spus că nu sunt disponibil și am făcut asta 2 luni exclusiv. Am simțit că are sens și că timpul meu e mai bine folosit în contextul ăsta, conducând o dubă și organizând conținutul dubei și organizând distribuție în Ucraina, decât făcând film. Mi-am dat seama după 2 luni că m-a afectat destul de tare emoțional și am decis să iau o pauză. Deci în momentul ăsta încerc să mă întorc la proiectele mele. Am dus la studenții mei, că și pe ei am neglijat alea 2 luni. Dar cred că am făcut bine ce am făcut și cumva sunt în stand-by că, na, dacă va mai fi nevoie, voi mai merge. Eu cred, în schimb, că după mobilizarea asta rapidă a noastră, a independenților, a societății civile, a ONG-urilor, de acum ar fi cazul ca lucrurile să fi intrat pe un făgaș normal, să zicem, adică să vină ajutorul din partea statelor și organizațiilor mari, cum e Crucea Roșie, UNICEF și așa mai departe. Adică mi se pare că eu cu o dubă nu pot face foarte multe lucruri. Mi se pare că până în momentul ăsta, la atâta timp de când a izbunit războiul, ar trebui să nu mai fie nevoie de să mă duc eu cu duba. Din păcate e nevoie încă. Mersi pentru paranteza asta. Nu vreau să întreb mai mult. Nu. Pe final sunt 7 întrebări pe care le-am cernut din chestionarul lui Bernard Pivot, care încheie în fiecare poveste. Și prima e așa. Care e cuvântul tău preferat? Empatie. Care e cuvântul pe care îl urăști sau nu-ți place deloc? Ură. Sunetul preferat. Tunetul. Și sunetul care nu-ți place deloc? Țipatul. Înjurătura preferată. Trebuie să zic. Nu trebuie nimic, dacă vrei. Nu știu, nu. Eu n-am înjurat deloc până după liceu. După aceea, la facultate am început. Ce profesie, în afară de ce faci acum, ți-ar plăcea sau ți-ar fi plăcut să încerci? Aici e fun, că
Când eram mai mic, vreau să-mi fac poștaș, pentru că poștașul aducea pensiile la bunici și era primit cu atâta bucurie și servit cu pahar de vin sau cu ce se găsea prin casă și mai primea de obicei și o mică șpagă. Și mi se părea că e meseria perfectă. Asta după pasiunea mea pentru excavatoare și excavatoriști. Ok. Excavatorist încă m-aș face, cred că, dacă ar fi cazul, că am înțeles că și iau salarii mari. E interesant. Și ultima întrebare. Dacă raiul există, ce ai vrea să-ți spună Dumnezeu când intri pe poartă? High five! Mersi tare mult! Cu drag!